Ia zi, Alex, vrei să insinuezi că nu prea ai primit cadouri de la mine? Nu este suficientă simpla mea prezență în această emisiune? O luăm de la capăt? Vrei să fii, vrei din nou să fii cel sonor? Păi, mi-amintesc că am primit de la tine o palmă, o carte, încă o carte, încă o palmă, încă o palmă. și o carte peste față. Nu, cărțile chiar au fost drăguțe. Și da? Palmele, având în vedere că sunt convins că nu au fost date cu ură, că dacă erau date cu ură, probabil că mai fi împușcat. Deci, dar ce văd în privirea ta vinovăție, ai făcut ceva? Da, mi-am făcut singur un cadou. Dacă niciodată nu ai grijă de mine, dacă nimeni nu face și mie un cadou în emisiunea asta, mi-am făcut eu un cadou și le-am făcut tuturor băieților un cadou. Este vorba de o fată pe care o cheamă Chrissy și nu ești tu. Ei, da, foarte frumos cadou. Păi și când ajunge, când aterizează, că nu o văd pe aici. Niciodată, ce să zic. Am crezut că le știu ceva de pe la noi, de prin țară. Deci data viitoare să treacă pe la mine, fetele care vor să-l cunoască pe Alex, treceți pe la mine, pe la comisie, vedem, da? Da, așa facem. Da? O să încercăm să facem un casting. Hai. Cred că pot să am încredere în tine, nu? Da. Sper.